Tribunalul Poporului, adunat în ședință publică azi 25 decembrie 1989. Crăciun fericit! Păi dacă apucă! Vă rog, întrerupeți! Liniște, liniște! Tribunalul Poporului judecă astăzi actele ce cu sadism au fost săvârșite de inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena. Inculpați în picioare! Nu, dragă, dar de ce? Lasă că oameni suntem, stăm așa, stăm așa. În fața trădătorilor de țară! Ușine! Ușine, liniște, inculpat, ai luat la cunoștință acuzațiile ce ți se aduc. Nu recunosc acest tribunal care a fost ilegal constituit împreună cu agenturile străine care să fac responsabile pentru lovitura de stat care a fost dată împreună cu trădătorii de țară. Nu am să răspund și vă rog să nu insistați la niciun fel de întrebare decât în fața Marii Adunări Naționale și a poporului român. Nu cu trădătorii dintre care unii aici de față. Marea Adunare Națională nu mai există, s-a înțeles? S-a dizolvat. S-a dizolvat din voința poporului. De provocare, rușine. Nu este adevărat. Poporul este în fabrici și muncește. Pe străzile din București sunt agenturile străine și toți cei care acum sunt în Comitetul Central vor fi mai departe în guvern și noile structuri. Nu mă învățați pe mine hotirea de cadre, eu am inventat-o. Liniște, înainte să începem trebuie să știți că v-am acordat doi avocați din oficiu. Nu e nevoie. Nu e nevoie, așa e procedura. Nu avem nevoie de ei. Onorată instanță, în calitate de avocat al apărării, dați-mi voie să întreb ceva pe inculpați. Nu, sigur, vă rog. Nimic. Inculpat Nicolae Ceaușescu, inculpat Elena Ceaușescu, doriți ceva de băut? Nu. Da. Nu dorim ceva de băut, dar dacă ne-ați întrebat și tovarășa dorește, da, am servit ceva recuritor. Cola, Pepsi, Chico. Gata cu Chico! Ne-am saturat de Chico! Acum avem Pepsi! Avem cola, în sfârșit! Cu cine? Nu de Pepsi și nu de cola avem nevoie! Nu! Băuturi de-ale capitaliste! Avem nevoie de băuturi, cum spune tovarășa, dar noastre... Fără euri! Da! Fără euri! Pardon! Liniște! Are cuvântul acuzarea! Este greu să spui ceva, onorată instanță, despre acești doi indivizi, că oameni nu pot să le spun, care nu vor să recunoască crima împotriva poporului român, deși deferiți justiției, sunt incapabili să recunoască genocidul, crima împotriva acestui popor prin înfometare. Cum ai văzut dumneata un român mor de foame? Arată-ne și nouă un român mor de foame. Liniște, continuați. Onorată instanță, copiii noștri n-aveau dulciuri. De ce se dezinformează? Există și am fost în o groază de vizite de lucru, există în toate alimentarele de servire publică, există bombonelele chip, care și tovarășii îi place cu limba foarte mult, există eugenii tovarăși, există Ce eugenii, domnule? Ce chip, domnule? Pâinea, onorată instanță, pâinea noastră cea de toate zilele. Dă-ne-o nouă, astăzi! Dar, domnule, din gură că nu face rugăciune aici, încercăm să spune ce-au făcut ăștia doi. Pâinea se dădea pe cartela în România, E o provocare asta. E o provocare asta, niciodată nu s-a dat pâinea. La televizor avem două ore amărâte de program. Două și bune. Două ore amărâte în care onorată instanță îi vedem tot pe ei, în care sunt slăviți tot acești doi indivizi de către persoane care, iertați-mi expresia, îi pupă în fund. Sau care se au bine cu regimul. Gata! Ne-am săturat de melodii patriotice cu Dan Spătaru. Un bețiv. De filme cu Sergiu Nicolaescu. Credător. Și de muzică cu Mirabela Dauer. O prea frumos cu cetina toverii. Un brad frumos, agramatule, un brad frumos, nu o brad frumos. La noi, în familie, tovarășe, ea este intelectual. Da. Și nici măcar nu aveam brad, aveam molid. Molift, să spune. Anagramatule. Onorată instanță. Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena. Ce cu noi?
se fac vinovați de crime grave îndreptate împotriva poporului român. Eu cei doi inculpați au săvârșit fapte incompatibile cu demnitatea umană, cu principiile justiției sociale, acționând discreționar, despotic și criminal în mod deliberat pentru a distruge poporul român în numele căruia s-au erijat drept conducători. Pentru crimele grave săvârșite de acești doi inculpați în numele poporului român, victimă nevinovată a acestor doi tirani, vă solicit, domnule președinte și onorată instanță, condamnarea acestora la moarte. Apărarea a luat act de acuzații. Aveți cuvântul. Îmi este silă să mă uit la acești doi vieri. Ușine, tovar, dumneata ești avocatul apărării. De ce nu faci apărare? Bine. Unde termina dumneata facultate? De ce scoatem din facultăți și din universități? Liniște, vă rog frumos. Liniște, domnule avocat, continuați. Acest avocat nu știe pentru ce este. Continuați. Dumneata ți-ai luat licența? Vă rog frumos. Ce clasă ai terminat dumneata? Onorată cu instanță. Cine? Onorată cu instanță. Cine? Cum te cheamă pe dumneata? Onorată instanță, eu nu am cu ce să-i apăr pe acești doi dacă ei nu recunosc tribunalul aici constituit. Nu o să recunoaștem acest tribunal, nu o să vorbim, este ilegal constituit împreună cu agenturile străine și cu trădătorii de țară, dintre care... unii prezenți aici de față. Inculpat Nicolae Ceaușescu, te crezi la tribună? Ce tot dai din mână și gesticulezi atâta? Ca să se mire proști. Aha, adică eu sunt prost, nu? La această întrebare, permiteți-mi să vă răspund în fața Marii Adunări Naționale. Ne-am săturat să ne fie frig în case! Și peste 20 de ani, tovarășe, când o să fie gigacaloria cât o dace, cum o să vă fie? Ne-am săturat să stăm la cost pentru un amărât de pui. Cine stă la coadă are bani. Ne-am săturat să fumăm țigări proaste. Asta fume. Fumatul dăunează grav sănătății. Nu. Părinții dumitale, știu că puneți. Nu se poate purta dialogul cu părinții la mine. Doi inculpați, propun să trecem direct la deliberare. La deliberare, tovarăș, domnul judecător. Domnul judecător. Domnul judecător. Da, da, se acordă divorțul. Pardon, pardon, ne retragem să delirăm. Ne retragem să deliberăm. Domnule, mă auziți sau nu mă auziți? Vreau să știu ce se întâmplă la Târgoviște, dacă i-au mierlit sau nu i-au mierlit pe Boșorogi. Brucan mă nebunește de cap, militarul m-a tras în baie să mă nebunească de cap. Vă rog, vreau să știu ce se întâmplă. Vino încoace. Trimiți imediat carul 4 la Comitetul Central. Sună-l imediat pe generalul Gușe. Anunțați din 10 în 10 minute că se va difuza procesul și execuția ceaușiștilor. Whisky cu cola, fără gheță. Îl anunți pe generalul militaru. După ce se difuzează procesul și execuția, nu mai trage nimeni. De dumneata n-am timp acum, concertez la anul. Alo, Târgoviște, vreau să vorbesc imediat cu generalul Chemenici. Alo, Chemenici, ce mama dracului se întâmplă acolo? Vreau să știu dacă i-ați mierlit sau nu i-ați mierlit pe Boșoroci. Asta delirează? Se deliberează. Bine, vă rog foarte mult, Chemenici, mai ales pe tine, vă rog să mă țineți la curent. Mulțumesc, Dorbanțu. Ridicați-vă în picioare. Nu mă ridic în fața trădătorului. Stăm așa. Suntem oameni așa. Jos. Jos, stăm jos așa. Tribunalul, în numele legii și al poporului, deliberând în secret, condamnă în unanimitate de voturi
pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii pentru săvârșirea infracțiunilor de genocid, subminarea puterii de stat, act de diversiune și subminarea economiei naționale. Pronunțat în ședință publică astăzi 25 decembrie 1989. Dacă apărarea dorește să facă recurs? Doriți recurs? Nu doresc, domnule, eu ce să le fac? În acest caz, sentința este definitivă. Apărarea are ultimul cuvânt. Eu nu pot să spun decât da. V-ați comportat excepțional la procesul acesta. Bravo! Răspunsul meu este da. Răspunsul meu nu poate fi decât da. Mergeți mai departe la execuție! Foarte, foarte bine. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Nu, nu. Împreună am luptat, murim împreună. Stai, mă, băieți, mă. Dacă e să ne omorâți, ne omorâți pe amândoi împreună, dar ne legați. Măi, măi, băiatule, mă, doare mâna, măi. Nelegat, nelegat. Rușine că te-am crescut, să mă rușine, rușine, am dreptul să mă prezint. Jumătate din colegii noștri sunt morți din cauza voastră. Jumătate din frații noștri. Mă doare mâna, mă, băiatul! E măcel în București din cauza voastră! Greșeli mari. Dar mi-am iubit țara. Trădătorii care au dat lovitura de stat, ei nu iubesc. Asta nu e revoluție. Asta e lovitură de stat. Și cum vă bucurați? Peste 20 de ani o să vă mai bucurați. Nu revoluționarii care au intrat în Comitetul Central vor să ia putere. Cei care erau acolo deja. Vă bucurați? Mai bine să mori glorie de plină decât să fii sclav pe pământul tău. Și acum atras.